Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea în prima parte a zilei de 4 ianuarie motive de agitație, de nervozitate. Acestea nu sunt noi. Ele s-au instaurat cu o zi și jumătate în urmă, iar acum nu fac decât să continue. E vorba de același context astral cu efect în plan interior, psihologic sau la nivelul fiziologiei cerebrale. Acolo lucrurile nu merg foarte bine, acolo se instalează anxietatea sau incapacitatea de a se concentra sau de a rămâne calm, de a nu deveni subiectiv, de a nu se înflăcăra. Și este de presupus că vor cădea pradă acestor tendințe cei tineri. Între 4 ianuarie, după ora 18 și 6 ianuarie, momente interesante care unora le pot aduce în prim plan, ipostaze de viață care îi avertizează sau le sugerează că odată acceptate, viața lor nu va mai arăta la fel. Unii își doresc acest lucru, o schimbare, oricât de bruscă, oricât de radicală, schimbare să fie. Altora însă le este frică, mai ales dacă sunt mai în vârstă și această schimbare lor nu le sună bine. Își fac și griji materiale, și morale, și profesionale și încep să ia în calcul foarte multe aspecte pe care alții nu le iau. Cei mai dispuși să facă astfel de echilibristică existențială sunt cei în preajma vârstei de 40, 41, 42 de ani, care se lansează în tot felul de premize. Pe ideea, vom vedea ce va fi. Nu-mi convine, părăsesc corabia. Dar dacă iese bine, o să am numai de câștigat. Efort de consolidare prin studiu, progres pentru cei care vor să facă pași siguri. Este o perioadă în care unii vor conștientiza că fără carte n-ai parte. Și acest lucru este valabil la toate vârstele, în toate momentele, în toate sectoarele. Distribuția acestei lecții de viață este egală. Doar că unii vor constata că n-au parte, dar că e prea târziu să se mai apuce. Și atunci se instalează resemnarea, decepția, depresia, tristețea, furia interioară sau abandonul. Alții însă, dimpotrivă, încearcă să recupereze timpul pierdut. Este foarte greu de analizat în câteva minute ceea ce se petrece pe această casă a nouă a celor născuți în zodia Taurului, pentru că complexitatea este uriașă. Este demnă de un studiu. Se pune problema și conștiinței de sine, și a conștiinței profesionale, și a reflectării realității în deciziile lor. Ce văd că se întâmplă în societate, ce înțeleg că se întâmplă în preajma lor și ce decid ei în consecință să facă sau să nu facă. Este un permanent dialog între interior și exterior și o permanentă calibrare a lor ca individ față de societate. Între 7 și 9 ianuarie dimineața, discuții despre bani. Uneori poate să intervină o chestiune de legalitate sau chiar o relație cu o instituție menită să aplice legea. Poate fi vorba de notariat, poate fi vorba însă și de consultarea unor experți, unor evaluatori, unor avocați. Nu e vorba de procese, este vorba de consultare, dialog, pentru că nu e vorba neapărat de un conflict. Dar simt nevoia de o consolidare și de o lămurire sau de un criteriu care nu poate fi pus la îndoială. Textul de lege. Între 9 ianuarie, după ora 11 dimineața și 10 ianuarie, sectorul comunicării capătă un accent, o greutate specială. Este locul în care se va exprima luna plină în rac, locul în care va opera eclipsa de lună, tot din 10 ianuarie. Este segmentul care va pune într-o ecuație foarte complicată învățătura, acumularea, bagajul, cum se zice, de cunoștințe și provocările. Sunt persoane care vor constata că nu sunt
pe cai mari, din acest punct de vedere, că nu sunt nici apte, nici pregătite, nici competente sau suficient de bine pregătite pentru a face față unei încercări, unui concurs, unui examen. Unii vor abandona, alții nici nu vor zăbovi prea mult pe ideea dacă să se înscrie sau nu la un concurs. Totuși, momentul nu trebuie trecut prea ușor. E un sfat, e un îndemn, pentru că această etapă este un soi de preambul, este un soi de avanpremieră la ceea ce va fi. Tot anul 2020 vor avea parte de astfel de încercări și, ca să stați liniștiți, acest context se reeditează, ba chiar într-un fel foarte special, cu aceeași conjuncție între Saturn și Pluton în noiembrie 2020. Așa încât, indiferent ce se va întâmpla, ce modificări vor surveni de-a lungul acestui an, mai bune sau mai rele, de această conjunctură nu scapă. Nu poți o arunce ca pe un șervețel la gunoi cu atâta ușurință sau cu atâta indiferență. Dimpotrivă, este o piatră majoră de încercare, este o bornă, e un loc care pe unii îi va chema, pe alții, pentru că le va pune piedică, îi va obliga să identifice piatra, să țină cont de ea și să facă ceva cu propria lor existență. Dintr-o altă perspectivă, unii vor fi puși într-o mare dilemă. Dacă până acum și-au dorit foarte mult să plece din țară, era visul lor, au făcut demersuri, și acum o serie de descoperiri provocate chiar de acest context sunt de natură să le introducă îndoiala în suflet sau nemulțumirea sau chiar să-i facă să decidă într-un anume fel, să renunțe, să amâne, poate că unele condiții care le vor fi puse acolo unde intenționează să se strămute, sunt de natură să-i stabilizeze. În aceste condiții vor spune, nu mai plec, așa ceva nu pot să accept, acest risc nu pot să mi-l asum, acest preț nu pot să-l plătesc. Și atenție că lucrurile vin foarte special. Unele informații apar, uite așa, pe nepusă masă, când cu gândul nu gândești, din surse apare neverosimile sau inexplicabile. Cum s-a putut întâmpla acest lucru? Tocmai eu să aflu când m-am dus pentru cu totul și cu totul altceva, un detaliu esențial despre proiectul meu. Este un trigon între Uranus și pedeapsa în viață, poate să fie un avertisment sau poate să fie primul semnal, dacă nu au prea multe elemente, primul semnal și primul semn de exclamare. Așa, ca signaletica rutieră, atenție. Și atunci trebuie să stea, să gândească, fără să se entuziasmeze, fără să se enerveze și mai ales să mai ceară plus de informații pentru a ajunge la o concluzie clară. Deocamdată susținerea astrală au, avertismentele funcționează, ei trebuie să țină cont de ele și să se poarte ca atare.